Rosa Doran, președintele Consiliului Executiv al Nucleo, Centrul Interactiv pentru Astronomie, sprijină activ implementarea unui nou mod de predare a științelor în mediul preuniversitar prin intermediul a două programe europene și profesorii din România sunt invitați să se înscrie la cursuri ce își propun să le indice un nou mod de abordare la clasa științelor. Discuții pentru stabilirea unei strategii de atragere a tinerilor pornind de la modul de predare au avut loc la București cu prilejul evenimentului Lumini. Ideea noastră este să stabilim niște centre în care să se desfășoare cursuri de pregătire a profesorilor, cursuri prin care vor fi învățați să folosească mijloace moderne cu predare, cu scopul creșterii interesului copiilor pentru știință. Vrem ca percepția tinerilor privind știința și tehnologia să se schimbe, dar pentru aceasta trebuie să sprijinim profesorii pentru a putea folosi toate mijloacele inovative care sunt disponibile. Așa că am discutat cu prietenii noștri din România pentru a identifica cele mai bune mijloace de a aplica aceste strategii în școli. Unul dintre programele europene coordonate de astronomul Rosa Doran din Portugalia este Galileo Teacher Training Program, program implementat în toată lumea. EURASC, European Academy of Sciences, cel de-al doilea program, este implementat în Europa cu sprijinul financiar al Societății Europene de Fizică. So instead of the teacher entering the room, în loc ca profesorii să intre în clasă să povestească cât de minunat și mare este Universul și cum funcționează natura, cum cresc plantele și cum își fac albinele favorii, profesorii vor face pe tineri să înțeleagă de ce trebuie cunoscute aceste lucruri și îi vor determina pe ei să descopere. Tinerii își vor asuma astfel rolul de cercetător și vor descoperi fascinația științei într-un alt mod. Pentru aceasta trebuie să sprijinim profesorii, trebuie să fim alături de ei pentru că nu este ușor să treci de la un mod de predare la altul. Vrem să implementăm acest mod de predare și aici, în România, și să obținem o nouă generație de iubitori ai științelor. Două astfel de traininguri la care sunt invitați să se înscrie profesori din România vor avea loc în luna decembrie 2015 și februarie 2016. Detalii vor putea fi solicitate la Secretariatul Facultății de Științe al Universității din Craiova.